Ministrul Justiției Fadeina Gacevski spune că după eliberarea lui Vlad Filat vor urma demisii la Administrația Națională a Penitenciarelor, asta pentru că reprezentanții ANP nu l-au anunțat că fostul premier ar putea ieși la libertate înainte de termen. Anunțul a fost făcut de Gacevski după ședința Consiliului Suprem de Securitate. Astăzi, pe parcursul zilei, anumite cadre urmează să fie înlocuite, ținând cont de faptul că nu se isprăvesc cu sarcinile impuse și am deja dubii cu privire la buna credință a dumnealor în exercițiul atribuțiilor de serviciu. De 12 noiembrie 2019, în ziua căderii Guvernului Republicii Moldova, se înaintează de către șeful interimar al penitenciarului numărul 13, un demers către instanța de judecată prin care se solicită eliberarea din detenție a domnului Filat, liberare condiționată, invocându-se că dumnealui ar fi ispășit cel puțin două treimi din pedeapsă. Nu știu cum s-a ajuns la două treimi, dar asta este prima întrebare care noi am să o clarificăm. Și președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a comentat eliberarea lui Vlad Filat din penitenciar. Aici e scris că nu poate fi eliberat dacă nu chiar condiționat, chiar dacă se trec tot, chiar dacă au dreptate cineva care spun că-s drepturile omului și așa mai departe. Dar este un punct în lege, că el nu poate fi eliberat dacă nu a recuperat integral prejudiciul adus statului. Pe dosarul ăsta e vorba de 25 de milioane de dolari. A fost recuperat? Nu a fost recuperat. Și noi trebuie să reacționăm foarte prompt. Trebuie să facem regulă. Și o să facem regulă. Altă soluție n-avem. Dacă noi nu o să facem, în câteva luni, sute de criminali vor ieși din pușcărie. Și atunci o să vedeți ce o să fie. Dar procesul, baza a fost pusă pe timpul guvernului Mai Sandu. Precizăm că fostul premier moldovean Vlad Filat a fost eliberat condiționat din detenție înainte de termen. În iulie 2019, el declara că nu va reveni în politică după eliberare. Acum 4 ani, în octombrie 2015, Filat a fost lipsit de imunitate și reținut sub acuzația de trafic de influență și luare de mită, în baza unui denunț al controversatului om de afaceri Ilan Șor, principalul protagonist în dosarul celebrei fraude bancare de 1 miliard de dolari din 2014 din sistemul bancar al Republicii Moldova. În 2016, fostul premier a fost condamnat la 9 ani de închisoare. Filat nu și-a recunoscut vina, el susținând că ar fi fost victima răfuielii oligarhului Vlad Plahotniuc, care controla politic prin PDM, justiția și organele procuraturii. Imediat după eliberare, Vlad Plahotniuc a declarat pentru tribuna.md că dosarul său și condamnarea sunt politice.